Antonio pare să aibă ceva îndoieli în privința Mariei cu acest task. Dacă la început spunea că nu îl interesează ce a vorbit aceasta în trecut și că nu ar vrea să se uite în telefon, mai devreme vorbea cu Anemona și el a zis că a vorbit cu prea multe femei la viața lui prin mesaje și nu numai și că își dă seama de unele lucruri doar văzând anumite mesaje și se referea la cele ale Mariei, nici de cum că i-ar fi frică lui de ce a făcut, a vorbit, a scris acolo în telefonul lui. Anemona l-a întrebat de câteva ori, a zis, ai spus asta pentru că ai realizat ceva acum, ți-ai dat seama de un lucru și el nu a vrut să spună, doar asta a zis că își dă seama de chestii atunci când citește conversații ale Mariei. După spunea că o simte pe aceasta că ar mai fi vrut să-i spună ceva și că ar fi putut să o facă la hotel hotela seară. Anemona a încercat cumva să ia apărarea și a zis că poate nu se simțea pregătită să îi dezvăluie chiar tot, și a întrebat-o pe Maria dacă e ceva grav și a zis că nu, nu e grav, dar totuși pare să fie ceva din spusele lui Antonio ei urmează la task, așa că poate vom vedea și noi cum și ce discuții vor avea după.